Vă mulțumesc că ați avut răbdarea și priceperea și iscusința de a aștepta și acest moment, evident, cu multă nerăbdare și emoție în suflet. A fost o zi lungă, dar sunetul medaliilor este deja o răsplată pentru cei care astăzi s-au confruntat în școala Silvania. Unii dintre voi ați fost dimineață la festivitatea de deschidere, alții probabil n-ați ajuns, dar profit de acest moment pentru a vă aduce în atenție câteva date legate de acest concurs. Concursul Teodor Topan a ajuns în acest an la cea de-a 13-a ediție. El a fost cuprins în calendarul național al concursurilor școlare, în alți ani în calendarul regional și se desfășoară în parteneriat cu Inspectoratul Județului Sălaj și finanțatorul principal, Primăria Orașului Cimleu Silvaniei. Veți vedea și în această seară că premiile sunt foarte consistente. Alături de cărți și medalii veți primi și sume frumoase de bani. De asemenea, vreau să vă aduc în atenție faptul că astăzi s-au confruntat în școala noastră peste 300 de elevi. Au fost peste 300 de participanți din județele Maramureș, Satu Mare, Cluj, Bihor, Alba și, bineînțeles, Sălaj. Iar în fiecare an ne bucurăm de prezența colegilor noștri, a prietenilor noștri din Republica Moldova. Nu vreau să mai prelungesc așteptarea, știu că sunteți nerăbdători. Vă felicit pentru felul în care v-ați așezat pe hârtie rezolvările și vă așteptăm și în anii următori, aici, la Cimleu Silvaniei, pentru a participa la acest concurs, care se dovedește a fi cel mai puternic concurs de matematică din Transilvania. Îi mulțumesc, în primul rând, lui Cătălin. Cătălin este acolo. El ne adună pe toți în jurul lui și face în așa fel încât acest concurs să aibă o identitate a lui. De aceea aș dori să îi mânez microfonul. El vă poate spune mai multe despre acest concurs. Eu sunt doar profesoară de citire. Da. Vreau să vă felicit pentru soluțiile frumoase pe care le-am citit astăzi. Vreau să le mulțumesc încă o dată domnilor profesori și băieților care vin în fiecare an și ne ajută și sper că o să continue să fac asta. Știu că nu vă plac cuvântările lungi, așa că o să trec la informații punctuale. Rezultatele se vor găsi pe site-ul concursului la 2 minute după încheierea acestei festivități, ca să puteți să le vedeți ușor, pe teodortopan.wordpress.com. Și vreau să vă mai spunem că la unele clase nu v-am putut departaja, adică sunt la puține clase, sunt 2 de locul întâi, cred. Și s-ar putea să fim puțin cu o medalie în lipsă, dar vă vom trimite medalia aceea prin poștă. Deci vă rog să mă contactați pe mine dacă nu primiți medalia. Și o să vă trimit personal prin poștă. Vă mulțumesc și putem să... Mulțumim. Din motive obiective, domnul primar al orașului nostru lipsește de la această festivitate, iar premierea o va face domnul viceprimar, domnul inginer Radu Ioan Nazăr. După cum spunea și profesoara de citire, domnul primar a participat doar la deschidere, astăzi fiind nevoie să trecem în altă parte. Așa că, dacă din s-a deschis această competiție, eu o să o închei. Și nu pot să închei altfel decât să vă spun că sunt foarte fericit că mă aflu astăzi în acest cadru cu copii care și-au lăsat timpul liber și au venit să participe la acest concurs.
Acest concurs este, cum spunea și mai înainte, a ajuns la a 13-a ediție. Datorită muncii voastre și a domnilor profesori, și cei din juriu și cei care vă coordonează acasă, la școlile dumneavoastră, acest concurs a crescut de la an la an și nici acest an sunt sigur că n-a făcut excepție. De aia, pentru acest lucru, eu vă felicit. Și vreau să vă mulțumesc pentru munca pe care voi o depuneți în acel timp liber de care vorbeam mai înainte și voi munciți, voi dați o altă importanță și spunând da acestui concurs, spuneți de fapt da excelenței. Din punctul meu de vedere, în această seară, în acest cadru, să știți că nu există învingători și învinși. Toți sunteți învingători. Dar, totuși, trebuie să dăm cezarul ceea cezarului și pentru cei care s-au făcut mai meritorii, mai, au făcut lucrări mai de excepție, în acest an o să-i premiem pe acei care au fost mai meritorii. Cu toate cum v-am spus înainte, toți sunteți merituoși. Așa că să nu mai lungim timpul și eu sunt profesor, inginer și nu le am cu partea de vorbire, ca și Cătălin de matematică. Hai să dăm drumul la premiere. Vă mulțumesc și vă așteptăm și la anul următor. Mulțumesc. Când veți fi strigați, vă rog să urcați pe scenă. Cătălin, domnul viceprimar, vă dă medalia și plicul. Aici Cătălin vă mânează premiile și vă rog să treceți pe la colega mea, doamna director adjunct și coechipera mea, Mariana Ghile, pentru a semna statul de plată, cei care primiți premii. Acest concurs are câteva reguli pe care deja le știți, și anume, cei care obțin punctaj maxim au o sumă mai mare de bani și, din câte știu, avem două clase la care concurenții au obținut punctaje maxime. Iar dacă între premianți sunt elevi din Șimleu Silvaniei, primăria le dă încă o sumă de bani pe deasupra. O altă regulă pe care o știți de asemenea este că elevii care primesc premii și nu sunt prezenți aici în sală vor avea medalia, diploma, cărțile, dar nu banii. Începem cu clasa a 5-a. Cătălin, înmânezi acolo sau citești premiile? Bine, bun. Începem cu clasa a 5-a. De la mențiuni sau de la premii? Domnul profesor. De la mențiuni. De la mențiuni. De la mențiuni să menținem suspansul. Hangar Miruna, mențiunea a treia, la clasa a cincea, Liceul Colegiul Național Emil Racoviță. Nu, stați că greșesc. Hangar Miruna, Colegiul Național Emil Racoviță, Cluj-Napoca. N-am greșit. Este în sală. Dacă nu, lăsăm... Mențiunea a doua, Râpă Bălan Tudor, clasa 5-a, Colegiul Național Emil Racoviță, Cluj-Napoca. Mențiunea a trei, Paruș Ștefan, Colegiul Național Emanuel Goșdu, Oradea. Pentru noi e o mare bucurie că din această echipă care astăzi v-au propus subiecte, fac parte foști premianți ai acestui concurs, actualmente studenți la universități din țară și din străinătate. Premiul al treilea, Nicoară Mara,
de la Liceu Teoretic Comisii Părgică Oradea. Medalie de bronz. Felicitări! Premiul al doilea, Morozan David, Colegiul Național Emanuel Gorgu Oradea. Premiul întâi se acordă elevei Iordachi Bianca de la Liceul Teoretic Orizont din Chișinău. La clasa a șasea avem mai multe mențiuni. Avem un premiu întâi cu punctaj maxim. Domnul viceprimar, vă rog să începem tot de la mențiuni, așa a spus domnul profesor. Caracionie Octavian a obținut mențiune la clasa a șasea. Vreau să specific că toți au avut același punctaj la mențiuni la clasa a șasea. Ceea ce am spus, mențiunea întâi, a doua. Mențiune se acordă și elevului Gornescu de Andrei de la Emil Racoviță plus Napoca. Vino, te rog, să fii să-ți iei cărțile. Gornescu Cătinaș David Andrei. Tot mențiune a obținut și eleva Medea Ghiman de la Colegiul Național Vasile Lucascu din Baia Mare. La clasa șasea sunt mai multe mențiuni. Medea, te rog să... Tot mențiune, pentru că nu au putut fi departajați, repet, au avut același punctaj, Dâna Ioana, de la Liceul Teoretic Gelu Voievod din Gilău, județul Cluj. Am uitat să menționez că astăzi au fost copii și din județul Mureș. Tot mențiune obține și eleva Bogdan Daria din clasa 6-a de la Colegiul Național Emanuel Gorgu Oradea. Dacă este cineva din Oradea, poate veni să ridice diplomele și cărțile pentru mențiune. Dacă nu, le trimite. Premiul al treilea, la clasa 6, a fost obținut de Ana Eliza Pojun, de la Colegiul Național Emiracoviță Cluj Napoca. Și medalie de bronz. Medalie de argint a fost obținută de eleva Kende Mihaela, de la Vasile Lucascu din Baia Mare. Premiul întâi cu 30 de puncte, adică maxim, rămâne în județul Sălaj și se îndreaptă spre elevul Matei Horvat de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Zalău. Să nu ne grăbim. A zis că matematicienii să... Bun, atunci citim printre rânduri. La clasa a șaptea. Mențiune obține elevul Iorga George de la Colegiul Național Emil Racoviță Cluj-Napoca. Tot de
de la Emil Racoviță, din Cluj-Napoca, elevul Gavril Cristian este premiat cu mențiune. Sunteți colegi? Mențiune obține elevul David Alex de la Colegiul Național Mihai Eminescu, Satu Mare. Premiul al treilea merge în județul Maramureș la Colegiul Național Vasile Lucaciu, Rohu Dacian. Rohu Dacian este elevul premiat cu medalie de bronz. Ai mai fost la noi la concurs. Bravo, felicitări! Se vede. Este abonat. Premiul al doilea este obținut de elevul Vorona Victor de la Liceul Teoretic Mihail Covernicianu din Chișinău. Un alt elev căruia țin minte că i-am scris multe diplome la acest concurs, a obținut premiul întâi, se numește Șirgu Andrei de la Vasile Lucaciu, Baia Mare. Bravo! Anul trecut ce premiu ai luat? Doi. De un an premiu 2, după aceea premiu 1. Bravo! Felicitări! Și medalie de aur. La clasa 8-a, o clasă în care competiția a fost de asemenea strânsă, surprinzător numărul participanților s-a modificat pe parcursul zilei și începem tot așa, cu mențiuni. Postolean Andrei, de la Emil Racoviță, din Cluj-Napoca. Mențiune! De la Oradea, Colegiul Național Emanuel Gojdu, eleva Ilieș Ariana, a obținut mențiune. Anul trecut ce premiu ai dat? Mențiune! Bravo, felicitări! Mențiune, o mențiune care nouă ne-a produs o mare bucurie, rămâne în școala noastră la eleva Agoșto Nicolae. Participantă la multe ediții ale Olimpiadei Naționale. Felicitări, Nicolae! Acum sunt subiectivă, opuși. Anul trecut am mai luat într-un an mențiune. Stă în bancă cu fiul meu și are toate șansele să se mulipsească. De... Pentru că la clasa 8-a au fost două punctaje, două premii întâi, s-a acordat premiul al doilea, nu avem premiul 3. Hanții Glorena, de la Emil Racoviță, Cluj-Napoca, obține premiul al doilea. Trei și nu doi? Nu-i nimic, că avem diplomele aici, le putem corecta. Lorena, ai premiul 3 și avem două premii întâi. Ce spune comisia este... Avem și diplome de rezervă, una pentru mine în fiecare an. Premiul întâi merge la Colegiul Național Mihai Eminescu, Satu Mare, Popa Cosmin. Și Gavrila Cătălin Georgian, de la Emil Racoviță, Cluj-Napoca, este laureat la clasa 8. Felicitări! Bravo, băieți!
Să nu ne grăbim, bine că să ascultăm. E o mare bucurie că toate județele participante se întorc acasă cu premii. Da. Semnează statul de plată. Felicitări, vă așteptăm și în anii viitori. La clasa a noua, mențiune se acordă elevului Lăuran David de la Colegiul Național Emil Rapoviță, Cluj-Napoca. Nu este aici. Din păcate, suma de 250 de lei rămâne. Vino, te rog, să iei medalia. A, mențiune? Cărțile. A, mențiune. Scuze. Ion Dragoș, de la Liceul Tehnologic Avram Neamțu, Cluj-Napoca, mențiune. N-am zis bine? Teoretic, da. Liceul Teoretic, scuze. Liceul Teoretic Avram Neamțu. În Zalău avem liceul sportiv Avram Neamțu. Mențiune. O altă mențiune merge la Satu Mare, la Colegiul Național Mihai Eminescu. Un elev care poartă numele Mihai. Eduard. Mihai Eduard, de la Mihai Eminescu. Da, la Avram Neamțu, Cluj-Napoca, merge premiul al treilea și premiantul este Ignat Alex. Eu încerc să prelungesc expansul în ideea că nu toată lumea a aflat, nu toată lumea a fost atât de curioasă încât să afle pe ce loc se situează la această oră. Știai că e premiul 3? Nu ai știut. Mi-a ieșit de data aceasta. Felicitări! Premiul al doilea, Cornoc Roland, Colegiul Național Mihai Eminescu, Satu Mare. Și medalie de argint. Șandor, de la Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian din Târgu Mureș, județul Mureș, a obținut premiul întâi. Bravo, Cris! Drum lung din Târgu Mureș, dar a fost cu folos. Felicitări! Ai mai fost la concursul nostru? Ai fost. Coci. La clasa a 10-a. Domnul viceprimar Lazar acordă o mențiune elevului Lazar Laurențiu de la Colegiul Național Dragoș Botă din Sighetul Marmației. Ne permitem cu cartea. Un alt elev care este abonat al concursului nostru, cantor Alexandru de la Colegiul Național Mihai Viteazu din Turda, a obținut mențiune. A plecat și autobuzul de Turda.
Mențiunea întâi se acordă elevului Vaida Filip de la Colegiul Național Emanuel Gorgu Oradea. Premiul al treilea se acordă elevului Leonte Mihnea de la Colegiul Național Emira Covicea din Cluj-Napoca. La clasa 10-a nu avem premiul al doilea, avem două premii întâi. Două premii întâi, în ordine alfabetică, Budura Bogdan de la Colegiul Național Emanuel Gorgu Oradea și Ilieș Radu Alexandru de la Emira Covicea Cluj. Mi-ar face o deosebită plăcere dacă ați mai aștepta 10 minute cât mai durează această festivitate. Noi, profesorii, trebuie să ne educăm elevii până în ultimele minute, că sunt festivități, că sunt concursuri. Vă mulțumesc! Mai avem încă 12 premii de acordat și vă rugăm să aveți răbdarea necesară acestui moment. La clasa 11-a, la Oradea, merge o mențiune, o mențiune obținută de elevul Jurcuț Paul Bogdan, Emanuel Gorgu Oradea. La liceul Nicolae Bălcescu din Cluj-Napoca, spre acest liceu se îndreaptă mențiunea obținută de Guțiu Șerban. Alți elevi grăbiți. Liceul teoretic german Friedrich Schiller din Oradea, cred că nu era specificat, bănuiesc din Oradea, are o mențiune prin elevul Marchiș Laurențiu. Premiul al treilea a fost obținut de elevul Florea Ciprian de la Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian din Târgu Mureș, județul Mureș. Nu avem premiul al doilea, avem două premii întâi cu punctaje egale. Felicitări! Ai fost în clasa noastră. Te mai așteptăm și la noi. În ordine alfabetică, Coroian Vlad Bogdan de la Emira Covicea Cluj și Robert Vlad de la Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare, fiecul laureații clasei a 11-a. Felicitări! La clasa 12-a și aici s-a obținut punctaj maxim, prin urmare premiul cel mare va fi de 350 de lei, dar începem cu mențiuni. Gorbatei Cristian de la Colegiul Național Mihai Eminescu, Satu Mare. Mențiuni. Keresteș Beata de la Colegiul Național Silvania din Zalău, obține mențiune. Și Zalău-i departe. Felicitări, domn profesor. De la Colegiul Național Emanuel Goștu, Dragnea Marius, Darius, obține mențiune la clasa 12-a. Un elev care
vine la acest concurs de cel puțin 8 ani este Pop Robert de la Liceul Baptist Emanuel Oradea și în acest an a obținut premiul al treilea. Felicitări, Robert! Suntem mândri că mama ta a fost eleva școlii noastre. Te-ai emoționat. Colegiul Național Titu Maiorescu Aiuc a fost reprezentat astăzi prin elevul muneanu Filip, care a obținut premiul al doilea. Felicitări! Colega mea îți va corecta. Ne-am întrebat, dar așa apărea în baza de date. Ne cerem scuze. Am zis că eu sunt profesoara de citire. Colega mea este de scriere. Premiul întâi, la clasa 12-a, se acordă elevului Crișan Dragoș, de la Emira Covisă Club, Napoca, cu maxim de puncte. Dragoș, ai încheiat competiția și ediția Magna Cum Laude. Felicitări! Ai mai fost la concursul tău de tot an. De câte ori? Din a 8-a. Care-i mesajul tău pentru participanți? Să învețe în continuare. Să învățați în continuare. Dacă acesta e secretul... pentru că tu ești premiantul cu laur coroniță și ești clasa 12-a și ai participat de 4 ori la concursul Teodor Topan. Știi cine a fost Teodor Topan? Cred că profesor de matematică. În școala noastră, dar și poet. Are 3 volume de poezii publicate. Îți recomand pentru vacanță o lectură specială. Pentru că matematica și poezia fac asta bună împreună. Te felicităm și multe strângeri de mână de la colegii tăi. Cătălin dimineață a lansat un mesaj, anume că fiecare dintre voi puteți face parte din această echipă care elaborează subiectele. Rămâne doar să-l contactați. Cătălin, așa este? Nu mă ascultă. Dimineața ai spus că pot participa la elaborarea subiectelor. Da, așteptăm pe toți cei care termină liceul și care le face plăcere să rămână implicați în fenomenul ăsta de concursuri, să ni se alăture în următorii ani. Și chiar vrem să ținem tradiția asta. Mi-ar plăcea să-i prezinți pe coechipierii tăi. Da, pentru că într-un lume în care ducem lipsă de modele, acești tineri sunt modelele noastre, nu doar ale profesorilor, trebuie să devină și modelele voastre. Noi ne mândrim cu ei și cred că merită să-i amintești pe fiecare. Începând de la domnii profesori care de atâția ani ne fac bucuria de a fi prezenți în școala noastră. Vreau să mulțumesc încă o dată pe această cale domnilor profesori Andrei Ecștin de la Timișoara, domnul Dorel Mihez de la Timișoara, Vlad Mihali de la Cluj, Bogdan Blaga din Târgu Mureș, acum la Oxford, Șerban din Oradea, acum la Princeton și lui Alex din București, acum la Oxford. Deci deja de câțiva ani. Cine Cătălin, acum la Oradea Universitate în Anglia. Mulțumesc foarte mult și vă așteptăm în fiecare an. Și pe mulți alții. Vă mulțumesc tuturor, sărbători fericite și vă așteptăm la multe ediții de aici înainte. Lorena de la Racoviță, să vii după premiul al treilea. Dacă există vreun orădean cu bune intenții, să ridice diplomele pentru cei de la Vojdu. Dacă nu, vă rog, Iro, pe premianți, să urce pe scenă, să vă faceți o poză cu echipa. Pentru cei de la Vojdu, pe Vojdu, tu șef, bine.
Vă rog să veniți. Lorena Anțilghi. O, Lorena. Te cu. Vă rog să rămâneți pe scenă. Eu acolo.